conducerea Petrolului face teren în perspectiva noului sezon din Liga a 3-a. Staful a fost la Amicalul Astra Domnești, disputat în cartierul de vest al Ploieștiului. Mircea Didea, Cristi Vlad, Tavi Rigore, dar și președintele ANJF Prahova, Silviu Crângașu, au urmărit îndeaproape duelul celor două echipe. Chiar dacă nu va fi în aceeași serie cu Domnești, oficialii Petrolului s-au uitat mai atent la unii jucători ilfoveni. Mai mult, președintele Vlad a discutat în timpul partidei și cu Mihai Matei, team managerul astriștilor. Aceștia, ca și petroliștii, se află în căutare de noi jucători care să aducă valoare echipelor. La finalul jocului, principalul Edi Iordănescu s-a plâns de subțirimea lotului. Juniorul s-a declarat total nemulțumit de faptul că echipa nu este valoric și numeric la un nivel așa cum ar vrea el, având în vedere că mai este doar o săptămână până la startul în preliminarele Europa League. Principala problemă ar fi că fotbaliștii vin târziu și mai ales nepregătiți, așa cum este cazul francezului Antonio Letalec sau polonezului Piotr Polciak. Ambii veniți direct din vacanță. Fundașul de 30 de ani a urmărit partida de la tribuna 1 împreună cu impresarul său, dar și cu Narcis Răducan. Tot acolo s-a aflat și Valeriu Răchită, noul antrenor al echipei Sportul Snagov. Răchită și-a luat notițe, iar sâmbătă după amiază va disputa primul amical chiar împotriva fostei campioane României.